Da. Domnul Dragnea se află într-o mare eroare. Noi am avut o discuție cu cei de la PSD Brăila, cu mult înainte ca domnul Dragnea să viseze la USL. Domnul Dragnea era pe la Telerman, pe la el, pe acolo, pe la Dărbuleț, sau cum se cheamă. Noi am discutat și am făcut această chestiune pentru că nu suntem genul de oameni care să stăm deoparte. Am învățat în acești ani de când facem politică că în opoziție, sigur, poți face scandal, poți să vii, să ridici probleme, e greu să promovezi, în schimb, idei și proiecte pe care le ai. Să susții niște lucruri și să ai șansa să le promovezi. De ce? Pentru că întotdeauna cei care sunt direct prin persoane la guvernare își vor crea o majoritate. PNL-ul întotdeauna, am spus-o, nu doar la Brăila, este un partid cu vocația guvernării. El, sigur, știe să facă și opoziție, dar nu e foarte comod. PNL-ul are oameni, lideri, pragmatici, oameni care vor să facă lucruri. Deci, că sunteți cu PSD la guvernare la Brăila? Am trecut peste o campanie. O campanie pe care, indiferent ce vrea să spună... Deci, foarte bine. Sunteți la guvernare, avem la Brăila o alianță locală în care oamenii ai noștri și ai PSD-ului în administrația locală încă pot colabora. Lucrurile astea, sigur că dacă mâine, dacă în seara asta se schimbă și la fel ca în guvernul României, nu putem să ne mai spunem un punct de vedere, să ne susținem un punct de vedere, sigur că se termină. Păi, e foarte simplu. Mâine, acum este în vigoare. Astăzi, colaborarea este una. USL-ul pentru Brăila, să știți că n-a adus mare lucru. Ba pentru PNL Brăila a adus deservicii, nu servicii. Pentru PSD Brăila a adus servicii, în schimb. Păi stați puțin. USL nu trăiește, dar suntem alături de PSD. Nu, doamnă. USL nu a adus mare lucru. USL-ul e o altă construcție. Nu știu. La Brăila nu a adus mare lucru, dar nu vă deziceți de colaborarea cu PSD. Înseamnă că vă place cu durere. Nu. Avem încă niște oameni care sunt direct implicați în administrația locală și care își fac treaba. Eu nu pot acum, nu vreau acum, nu cred că e oportun și nu e necesar să îi spun viceprimarului Dănăilă, treci la partid și treci în opoziție, adică nu mai face nimic, nu mai face lucruri. Treci și latră de dimineață până seara. Nu pot, de vreme ce omul ăla are niște lucruri la care s-a angajat, are niște lucruri de care se ocupă și niște lucruri care ies. Și nu prin a face scandal, că sigur majoritatea se adună imediat și ridică mâna sus, votează, sigur nu pot promova nimic, ci prin discuții și prin perseverență și dialog cu primarul, reușește să regleze niște lucruri. Dar dumneavoastră sunteți conștient că toate atacurile acestea pe care le faceți la adresa PSD în campanie subminează relația pe care o aveți cu PSD la nivel local și că s-ar putea... Atacurile la adresa cui? La adresa PSD-ului, că și PSD Brăila face parte tot din PSD până la urmă. Dumneavoastră atacați PSD-ul colaborarea, la urmă general. Colaborarea noastră nu este una neapărat politică, este una care are legătură cu administrația. Și cam atât. Din punct adică de vedere, dacă nu zici despre mine că sunt în tot felul... Din punct de vedere politic, eu nu mi-aduc aminte să fi spus despre nimeni, că nu știu cum. Păi de PSD, că-s corupți, că-s trebuie dat jos, că-s imorali, că-s în tot felul i-ați făcut. Păi și... PSD Brăila nu face parte din PSD-ul ăla pe care l-a atacat sau ei sunt îngerași? Nu știu, nu am spus niciodată că sunt îngerași. În ceea ce ne privește, la PSD Brăila ne raportăm strict la colaborarea pe care o avem din punct de vedere administrativ.